Bine te-am regăsit la o nouă lecție de biologie. Astăzi vom pătrunde în tainele microscopiei. Vei observa preparate fixe cu diferite categorii de țesut epitelial. Pentru această activitate, îți propun următoarea fișă de observație. Urmărește pașii și formulează concluziile. Iată imaginea la microscop a țesutului epitelial de acoperire din mucoasa cavității bucale. Cu ajutorul imaginii, stabilește componentele celulei. Iată imaginea la microscop a țesutului epitelial de acoperire din mucoasa intestinului subțire. Iată imaginea la microscop a țesutului epitelial glandular, ce constituie glanda tiroidă. Iată imaginea la microscop a țesutului epitelial senzorial prezent în urechea internă. Răspunde cerințelor temei și formulează concluziile. Țesutul epitelial nu are vase de sânge. El se asociază cu țesutul conjunctiv, care este vascularizat. Se clasifică în trei categorii, având rolul de a proteja organismul la exterior sau de a căptuși cavități, de a secreta anumiți produși sau de a recepționa anumite categorii de stimuli.